Iată, astăzi am zis să vă prezint și evoluția unui nucleu. În această parte deja am organizat și să știți că nu prea am dat greș cu această întreținere care am făcut-o. Să vedem ce a rezultat. Deci, aici este nucleu. Și am dat, data trecută am dat o foaie. Voi vedea în ce situație este foaia respectivă. Dacă o voi ține sau nu. Voi decide imediat. Deci nu o să o mai țin. Această foaie o să o scutur. Iată, pe partea aceasta nici nu mai e construită. Și o să o excludem. Așa, dăm deoparte. Ia să vedem, în schimb, cum arată. Mi s-a spus că e prea puțin albină. Unii sunt mai mici, unii sunt mai mari. Și acum, în funcție de ce găsesc pe această ramă, așa o să-l dezvolt sau o să vedem. Deci are puiet. Și va fi cu miere, deci aceasta va fi o ramă de margine, după ce va ecloza puietul. La această dată deja suntem în luna iulie, deci am observat că la mine s-a răcit foarte tare timpul și mărcilii nici nu mai se uită spre ramile albe, așa că n-are rost să le mai ținem în cuiburi. Așa că le îndepărtăm. Toate foile albe în care nu s-a aflat puietul, o să le îndepărtez. Iată, plecând de la două rame, aici este albină tânără. Voi înceta administrarea de șerbet. Deci, odată ce nu mai construiesc foi, se oprește și stimularea cu șerbet, fiindcă nu-și mai are rostul. Voi stimula cu sirop. Cu sirop, cu uleiuri esențiale și cam atât. Și aici aducem o ramă dată la centrifugă sau chiar două rame, voi decide imediat. Iată, aceasta este o ramă care a fost dată mai înainte. A început să eclozeze puietul. Facem loc la matcă să ouă, dar ea nu va mai ua în rame albe, așa că voi aduce alt tip de rame. Ea și-a făcut datoria până la această dată.
Această ramă de rămâne, o să mai depună ouă în ea. Da, o să mai depună. De fapt, a depus. Și acum îi pun două rame în margine și asta basta. Ne vedem peste două săptămâni. Dar între timp voi opri administrarea de șerbet și cam asta este. Iată, această diafragmă acum o să o îndepărtez. Așa. Aducem ramele. Iată, aducem două rame. Una bună de oat, cum este aceasta. Și una cu un pic de păstură. Va fi ramă de margine. Bun. O să vedem peste două săptămâni ce a făcut această colonie, acest roișor. Bun, cam atâta. Mm-hmm.